Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou draft aici pe canal. Am avut niște echipe extraordinare data trecută. Am jucat cu Gheorghe Hagi de 9-6 încă o dată și mai sunt încă jucători pe care nu i-am folosit atât de multe carduri, au băgat cei de la ei și că n-am făcut 128-ul. Nu știu de ce, pentru că fac la drafturi de rup și totuși n-am spart recordul ăla. Hai că poate o facem astăzi. Dacă vrei să cumperi coins la FC24 pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team, intră pe U7Buy și folosește codul TEO pentru 6% reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC24 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Eu încerc să știți, dar pare că nu vine, mă, dar nu știi niciodată când îți aruncă acolo selecția perfectă de jucători. Hai cu un like acolo dacă vă place seria noastră de drafturi. Iar aici ne pică niște sisteme super interesante. O să mergem cu 4-2-2-2. N-am mai primit de mult un 4-2-2-2. Deseori când aleg 4-2-2-2 sunt dezamăgit. Cel puțin aici la capitan ne-a dezamăgit rău de tot jocul. Dar mergem pe vârf, unde este Mauro Icardi și Ronaldo Base. Dar să vină ăla de 98 dacă tot. Să ne dea bestia. Camul de lângă Icardi. Poate să-l dea pe Icardi acum și cu un Messi, n-ar fi rău. E un Ronaldinho, 2 de 95. Haide, tot așa. Nu te opri aici, se poate. Este Park Ji-sung. Hai și cu CDM-ul. Poate facem partea stângă de 95. Oh, e Rijkaard. Rijkaard joacă și funda central. Rupe. L-am în echipa mea, nici nu este foarte scump, dar un card extrem de util. Chiar senzație. Roberto Carlos. Shell Future Star. Hai că e bine. Are Carlos 92, dar e un jucător excelent, de pe Rooney sus, aoleu. Rooney Centurion nu e cel mai bun. Rodriguez Kivior, hai să zicem Kivior. Kivior este și CDM, deci am avea un CDM de 94, dar nu este nevoie. Vine Rodri, Team of the Season. Așa da, îmi place. Îl punem pe Kivior momentan în loc de Roberto Carlos. Am mai crescut puțin ratingul. Și mijlocaș central ofensiv pe dreapta, Bobby Charlton. Legenda englezilor. 758 de meciuri la Manchester United și a jucat și la Preston. Oaia creștină reprezentată. Bobby este astronomic. Wow cum e. Și ar fi un atacant mai tare ca Rooney. Dar poate vine cineva acolo care face schimbul de locuri după aia cu Charlton. Carlos Alberto. Îmi place că ambii fundași laterali pot fi fundași centrali. N-avem niciun stres. Saliba 98, da mă, da. Haos. Ia uitați că vine Willy. Franța eliminată, dar și așa a ajuns Saliba mult prea sus. Doi fundași de la Arsenal. Și Levi Yashin. Bine. Avem apărare full. Hai să nu fie portar gold, să ne facem de râs. Este semic. Ok, suntem în full cam. Avem 127 direct. Echipă care are un 98, asta se întâmplă mai rar. Rooney însă nu e un atacant de nivelul actual. Ferran Torres pe ele. Oh, nu, da, ce echipă avem. Ferran Torres e rupere, dar noi o să luăm pe Pelică de data asta acolo sus. Să atace cu Mauro, cu Ronaldinho. Wow, cum arată draftul ăsta. 4-2-2-2-ul n-a mai venit de foarte mult timp în selecțiile alea de formații. Și uite ce se întâmplă acum. De aici cam trebuie să luăm jucătorul cu cel mai mare rating. Cam asta trebuie să facem aici. O să luăm pe Del Castillo. Haide. Noi n-avem banca atât de tare. Banca trebuie să fie de asemenea rupere. Altfel nu o să facem mare lucru. O să-l alegem pe Nkunku. Avem doi jucători de 92 pe bar acolo. Cu Ademi și Estupinian. Ademi are viteză, poate fi o rezervă bună. Acum suntem la 95, dar am fost de multe ori în postura asta, chiar și mai bine de atât. Și totuși nu ne ieșea echipa. E un draft super. N-am ce să zic, o să jucăm cu această echipă garantat, pentru că avem cu cine, avem și o apărare astronomică. Dar nu mai vin jucători. O să luăm pe Danilo, să scăpăm de el. Mai sunt fundași și portar. În apărare nu prea mai avem ce să băgăm. Poate în poartă, dar nu avem un portar bun de rezervă. Era un Schmeichel 97 care putea să apară. Nu ne-a mai dat după aia. Se întâmplă foarte des asta. A dat jucătorii și acum s-a stins echipa. La final nici măcar un card n-a mai rămas. Ăștia au fost toți.
pe Barra del Castillo și Diani și avem un 127. Dar ce echipă, wow, sunt o tonă de legende. Willy Saliba cu 4 playstyle plusuri. Nici nu știi cu cine să mai joci aici. Și parcă n-a jucat Levi Yashin, aș vrea Roberto Carlos. Deci băgăm Kivior cu Saliba, apărare de Arsenal. Super actual și extraordinar împreună. Lateralele vor fi de brazilieni. Avem 4 brazilieni. E Mauro Icardi, mai rar văzut la draft. Dar au toți chem de viteză în plus. Chiar și Rijkaard are catalistul. O să fie foarte bun pasator cei doi mijlocași defensivi. Și cu Ciolo, dacă antrenează Ciolo, eu n-am frică. Nu ne mai dă nimeni gol, una la mână. Suntem pragmatici. Super. Pele născut în 40, Bobby în 37. Deci sunt jucătorii anilor 60 aici în echipa noastră. Jucăm cu legendele din anii 60. Pe bune, că asta-i rupere. Primul meci. Oblak portar, apărare solidă. Dar nu avem o echipă clar mai bună în atac. Maur. Pentru Pele. Hai Pele. Trebuie să oprește. E bine până aici Icardi. Bobby Charlton. Englezul marchează. Încă din minutul 8 înscriem. Oh, recuperăm la fix. Pele. Hai Pele. Pasa mai departe la Icardi. Preluarea nu era, dar nu se poate desprinde Icardi. Nu e chiar ca Pele și Charlton. Ei sunt baza. Bine Bobby. Pele, frumos, Icardi, gol, mă, 2-0, senzație. Acum mă întrebam, oare știau unul de altul chiar bine Pele și Charlton pe vremea aia? Clar, nu puteai urmări că erau alte timpuri, dar probabil Pele auzise de Bobiță și el de Pele, că e unul în Brazilia pe acolo de-i sparge. Bine, se mai întâlneau la mondiale, însă mă întreb dacă urmăreau așa ceva și celălalt la nivel de club. Pele. Ronaldinho, Ronaldinho, bine mă, 3-0, oh, 13 minute. Saliba pe urmele lui Trossard, hai că s-a ținut Trossard. Înscrie prin Beier, dă una poate de onoare sau de revenire, că s-au văzut o felul la 10-24 la draft. Bun Bobby. Icardi, doamne, cum s-a aruncat peste el cu Koulibaly. N-a avut milă cu Koulibaly, a vrut să oprească cu orice preț faza. Pele stânga sus, se aruncă acolo, da, s-a gândit că dau acolo. Trebuia să dau pe centru. Bine, frumos, dribbling-uri scurte. Bobby, mamă cum le bagă. Deci pleacă foarte bine mingea de la Pele, la Charlton, care din postura de cam apare acolo și este nemarcat de fiecare dată, cel puțin în acest meci. Bine. Icardi rupe poarta la scurt. 5-1. E măcel direct. Icardi. Firar. Neumul pe care îl vrei neapărat. Bobby. Asta e Pele. Pe unde se duce? N-are nici cea mai vagă idee. Pele însă nu-i poate da golul lui Oblak la faza asta. E totuși Oblak 96. Deci mă, normal trebuie să scoată mai des așa. Bobby. Bine, gol, mă, 6-1. Când trimite englezul la poartă, știi că e gol. Sau dai gol. Depinde dacă ești de partea bună. Iese la acest cor, e ajuns. Oare va fi la fel de simplu în acest meci? Sunt trei apărători, dar e un bastoni acolo. Cruyff-ul de 98 sus. E clar că ăla ne pune ceva probleme. Bine, mă, Roberto Carlos. Uite-l pe Icardi. Sunt variante pentru Icardi, o să șutăm cu stângul. Mai bine pasăm. Mai bine dăm la Pele sau Bobby. Cred că e evident că ăștia sunt golgheterii noștri de astăzi. Bobby care poate trece pe acolo, aproape să pice și să obțină penaltiul. Nu s-a mai dat nimic. Ce pas, e bună pas. Mamă, Ronaldinho. Hai, Rodri. Bomba lui Rodri, ce șut. Wow, cât o fi avut la oră această execuție. Nu se poate. A rupt poarta, nici camera n-a ținut pasul cu mingea. Bun asta. Icardi, Pele. Pele, scurt așa. De pe un picior pe altul.
Nu știa cum să face piciorul la minge și ar fost foarte greu oricum să știe ce va face Pele. Putea să ia în oricare direcție. Din nou Pele cu Icardi aici alături de el. Îl așteptăm pe Bobby și va fi voleul lui. Dumnezeule, cum sunt ăștia doi. Omul în 2,97 și se vede că sunt la un nivel astronomic. Pele. Hai, Pele. Oh, scurt așa. Pur și simplu nu poate să-l deposedeze. Iese la 4-0. L-am bătut repede. Până acum, gol după gol pe care l-am reușit. Este Saliba în spate cu Zidane și el la 98. Tute. Doi francezi de 98 în această echipă. Și Zizou a upgradat acum. Când l-am folosit avea 97. Au mai crescut cardurile. Icardi are soluții. O dăm lui Ronaldinho. Dinio aproape să înscrie. Respinge Donnarumma cu spatele sau cumva a reușit el să scape. Și acum e o centrare foarte bună, dar nu marcăm. Roberto Carlos, de ce n-ai fi șutat? Hai, Cardi. Bine, a plecat. Mauro, du-te, Mauro, du-te. Vine și Pele. Să-i dăm lui Pele. E bună, mă, Pele! Ce execuție! Este regele! 1-0. Roberto Carlos, ce ai făcut? Bobby, hai. Ca în anii 70. E bună, mă. Mingea la Ronaldinho. Am vrut să fac acolo o schemă, era frumos. Rodri recuperează, recuperatorul. Icardi, hai Icardi. Nu era un culoar clar de șut. Rijkaard, wow, ce l-a luat. Pele, du-te, mă. Saliba acolo. E bun asta. Icardi, Pele. Cu Pele nu prea ai frică. A făcut penalti Saliba. Păi stăteam fix cu spatele la el. Și bate Pele stânga jos. E bun, s-a aruncat acolo. Vreau iar să dau pe centru, dar am zis că poate sta acolo. Oricum înscriem și ne majorăm diferența de scor. Bine. Icardi. Hai Icardi. Mamă, ce șut. Timingul contează enorm, iar aici Mauro Icardi și-a arătat valoarea de vârf. 3-0, iarăși dăm o tonă de goluri. Ce pasă bună. Icardi este pus la pământ. E doar galben pentru că e penalti. Și bate în dreapta sus de data asta. E bună, mă. 4-0. Iată-ne în finală după ce am câștigat meci după meci la scor. Se dispută finala. Van der Sar portar. Te vorbim de scaful laterale, Cruyff în fața acolo. Îmi place că e Cică Hagi, ceme. Dar Hagi cu De Bruyne în mijloc mult prea ofensiv. Nu se apără nimeni acolo. Bun asta. Oh, Pele. Pele. E bună, mă. Gol. Gol Icardi. 1-0 și în finală. Doar 6 minute ne-au luat până am marcat. Probabil suntem prea buni cu echipa asta. O echipă mai completă ca asta rar am primit la draft. Jucători peste tot și sunt foarte solizi în apărare, dar mijlocașii fac și faza ofensivă. Și mai zic că avem acolo oamenii de gol. Nu, no, ne-a făcut maxim. Băi, tot credeam că îi blochez culoarul de șut. Mohamed Salah. Bine. Hai, Icardi! Gol, mă, Mauro, Icardi! Icardi este cel mai eficient om al finalei. Joacă accidentat și are un piciorul. Și tot a dat două. Hai, mă, asta e un gol aiure. Reușisem să blocăm acolo și după aia tot în față ajunge. Dacă în final era normal totuși să mai primim și noi, să fie mai echilibrat meciul. Rodri, bomb. Ceartă în cupele. Un duel care funcționează și șutul vine, însă apără Van der Sar. N-a fost cea mai bună execuție din partea englezului pe care am văzut-o. E Roberto Carlos acolo și spre el se duce să dea golul vieții. Am fost măcar acolo în grafic. Charlton, recuperând. Pune pe el la minge. Mauro Icardi. Deci toate mingele trebuie la Icardi.
E în mare formă în finală. Bravo, Pel. Bobby. Trece Charlton. Și vine pasa la asta. Este Icardi acolo. Da, pasa la Icardi. Hat-trick pentru argentinian. Pe toate le-a trimis. Minunat. Bun asta. Mauro. Să dea și pasă de gol. Da, mă, 4-2. Oare să fie gat? Hat-trick și pasă de gol Icardi. Nu ies. E ambițios maxim. Scoate pe Salah. Oh, Belea. Hai mă că a jucat-o frumos. S-a dus încolo cu jucătorul și a dat călcâiul. După aia a creat spațiu pentru De Bruyne. Suntem aproape de final. Să sperăm că va fluiera arbitrul. Gata mă, 4 victorii. Finala chiar a fost disputată. A jucat foarte bine oponentul ăsta Icardi. A făcut meciul vieții. Dravne a ieșit foarte bună echipă, una dintre cele mai bune. Poate și pachetele dintre cele mai bune, cine știe. Dorer gold pack-uri și premium gold pack. Haide mă. Poate ne dă și nouă ceva. E greu să dea ceva din astea. Right finger spaniol. Cine de la Sevilla? Suso, oh, nici măcar rar n-a fost din pachet. Au fost alte iteme rare, dar nu jucători. Din astea cel puțin toți sunt rari. Și măcar știi că poți să prinzi ceva. Dar italian. Ar putea fi Di Marco sau Spinazzola. E Di Marco. Măcar avem un hunter pe care îl ținem. Dar nimic altceva de păstrat. Și încă un pack. Pack în pack. Dar îți dă gold pack. Da, îți dă pachetul de 5K. Ok. Austria. Austria cu Elinhardt. În regulă. Și încă un pack. Prea irelevant pe opening-ul de la finalul drafturilor. Ce să faci din el? Ce mai englez. Măcar ar fi un jucător mai de renume, să mai dea de la Real. A dat un shadow. E de apreciat, dar nu mare lucru. E bine, acesta a fost draftul. Am avut golgheterii din anii 60-70. Ceva mega pe vechi. Like dacă v-a plăcut. Cam atât de data asta. Pa, pa!